Rata inflației a crescut din nou, astfel că a ajuns la 16,8% comparativ cu luna noiembrie a anului trecut. Acest lucru a determinat scumpirea alimentelor, ceea ce înseamnă că pentru români urmează cele mai scumpe sărbători din ultimii 20 de ani. Majoritatea alimentelor s-au scumpit în ultima perioadă, iar rata inflației a ajuns la 16,8%. Veșile venite din partea Institutului Național de Statistică arată faptul că, în comparație cu luna noiembrie anului 2021, rata inflației a urcat la 16,8% în noiembrie 2022. Acest lucru se traduce automat printr-o serie de scumpiri atât la alimente cât și la diferite servicii. Datele oficiale arată faptul că în noiembrie 2022 cele mai mari scumpiri s au înregistrat la alimente ca zahăr, ulei, unt, cartofi, făină, dar prețurile au crescut și la energie electrică sau gaze, potrivit hotnews.ro. Având în vedere faptul că produsele menționate anterior stau la baza preparării multor rețete pentru masa de sărbători, în acest an românii care își doresc mese în vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar. Institutul Național de Statistică a anunțat faptul că prețurile de consum în luna noiembrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2022 au crescut cu 1,3%, iar rata media a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni față de precedentele 12 luni este de 13,1%. Pe lista scumpirilor, zahărul ocupă locul fruntaș, urmat de energia electrică, unt și uleiul comestibil. Autoritățile au anunțat faptul că au crescut și prețurile pentru produsele de morărit, dar și pentru brânza de vacă, relatează canal de.ro.